Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! Sunt prezenți 13 consilieri locali din cei 14 în funcție, având în vedere faptul că domnul consilier Țaina și-a dat demisia, doamna Botezatu participă online și domnul Meșter Caser. Ședința se poate desfășura, supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții asupra procesului verbal al ședinței anterioare, dacă supun la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Slănic Moldova. Proiectul ordinii de zi conține 9 puncte, iar pe lista de suplimentări există încă 8 puncte. Am să supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate, cine este împotrivă? Supun de asemenea la vot și lista de suplimentări. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Punctul numărul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului și declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului Țaină Marian, în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator economist este Subaciu Gheorghe, primarul orașului. Nu trecem mai departe, că e doar de consiliu. Consiliul local ia act. Se votează că ia act, pentru că mai undeva votul administrativ spune că se adoptă votul. Și că se declară vacant locul ocupat de dumneavoastră. Ca să poată vota mai departe, nu cine vota. Prin urmare vom vota. Cine este pentru? Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă îmi permiteți, doamna președintă, să vă salut, mulțumesc pentru participarea la ședință, ședința ordinară pentru luna noiembrie. Referitor la acest punct, sunt anumite echilibrări în bugetul local de făcut, în principal pentru faptul că avem bani puțin și trebuie să acoperim niște zone de maximă necesitate, cum ar fi cheltuielile cu resursă umană, persoanele cu probleme, cu nevoi speciale și însoțitorii lor și alte corecții pe care le facem. Nu vreau, am discutat în comisie, nu vreau să intru în departe. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate a primarului orașului Slănic Moldova și aprobarea organigramei a statului de funcție de funcții. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, am discutat în comisie, dar pentru cei care urmăresc materialul filmat, aș vrea să fac următoarea precizare. Odată că suntem obligați de noua legislație să reducem 10% din posturi, lucru care nu este greu pentru că noi lucrăm cu aproape jumătate din posturile pe care le-au aprobat, adică nu avem o problemă să reducem 10% și suntem obligați să desființăm anumite zone, cum ar fi birourile, conform legii. Această modificare, proiectul de reorganizare, nu desfințează postul, respectiv nu o să fim în situația să trimitem pe cineva acasă. Reorganizarea se face cu aceiași oameni, doar că vom redistribui din sarcini, având în vedere anumite zone în care noi suntem descoperiți temporar, cum ar fi la protecție civilă sau pe alte zone unde nu ne putem permite
spre exemplu, să ținem un bibliotecar sau alte zone pe care control comercial și altele pe care noi le avem obligatoriu de îndeplinit, dar le vom îndeplini tot cu resurse umane din primărie, redistribuind aceste sarcini. Arhivă sau altele, le-am discutat în comisie. Dacă mai există discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci pentru proiectul ăsta de hotărâre ar fi trebuit 8 voturi, înseamnă că este respins. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 119 din 16.10.2023 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a dării în administrarea serviciului public de salubrizare din subordinea Consiliului Local a activității de salubrizare a orașului Sfereș Moldova. Inițiator, economist Marciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a studiului de fezabilitate a devizului din proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului investițional, achiziția de vehicule electrice pentru serviciul de transport public local și a stațiilor de încărcare necesare pentru funcționarea acestora în Sfereș Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Paciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a studiului de fezabilitate. Punctul numărul 7. E bine. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a studiului de fezabilitate și a devizului din proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului investițional, implementarea unui sistem inteligent integrat de management al transportului public pentru creșterea atractivității și siguranței acestui mod de transport în Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă avem discuții aici, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza PT pentru realizarea obiectivului investițional, reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice, reabilitare clădirea Centrului Sociocultural și de Tineret Cireșoaia, Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unui imobil. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Slănic Moldova și Departamentul pentru Relație cu Republica Moldova din cadrul aparatului de lucru al Guvernului României. Dacă îmi permiteți aici să fac precizarea care s-a cerut în comisie, acest parteneriat este un cadru general de colaborare cu Republica Moldova prin Departamentul de Stat pentru relația cu Republica Moldova și la momentul acesta nici nu avem posibilitatea, dar nici nu vom cheltui bani pentru evenimentul care urmează, respectiv Forumul pentru Educație, urmând ca anul viitor, în funcție de proiectele pe care le vom deruna împreună să vin în fața dumneavoastră și să vă cer acordul pentru eventuale sume pe care le vom cheltui. Dacă mai sunt discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă? Având în vedere că nu implică costuri, este majoritatea simplă. Trecem mai departe la lista de suplimentări. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul investițional Regenerare Urbană Slănic Moldova, reamenajarea peisagistică a parcului din fața primăriei, construirea sau extinderea de spații publice multifuncționale, găzduirea de evenimente, activități culturale, educative, de recreere, patrimoniu multifuncțional, târguri tematice, cu parcare inteligentă integrată. Dacă există discuții aici, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul investițional Regenerare Urbană Slănic Moldova, reamenajarea, refacerea lacului de agrement cu debarcadera falezii adiacente, cu parcare inteligentă aferentă și extinderea infrastructurii cu ape de acces pietonală și ciclabilă, baraj Sonda 2, Sonda 3 și zona Cascada. Dacă există discuții aici, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul investițional Regenerare Urbană Slănic Moldova, reabilitarea și dezvoltarea străzilor inteligente infrastructurii pietonale, a iluminatului inteligent aferent și renovarea și amenajare muzeu, centru de informare turistică și bibliotecă. Dacă dorește cineva să înscrie la discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul investițional Regenerare Urbană Slănic Moldova, amenajare de noi facilități de agrement pentru extinderea utilizării instalației de telescauni și în afara sezonului rece, a unui parc de aventuri și construirea unui spațiu public, centru recreere pentru găzduirea de evenimente și a activităților culturale creative, infrastructura aferentă. Dacă îmi permiteți, doamna președintă, cred că trebuia să intervin de la începutul acestor 7 puncte. Toate aceste puncte au legătură cu programul operațional regional și ne dorim să punem aceste acorduri să le încărcăm pe pagină, pentru că până la 30 noiembrie avem termenul de la ADR Nord-Est, de la Piatra Neamț, și ne dorim ca să obținem cât mai mulți bani pentru această zonă, care noi suntem eligibili pe POR doar pe turism și ne propunem să facem cât mai mult, să îndeplinim cât mai mult aceste condiții ca să putem atrage cât mai multe fonduri. Doar atât. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul investițional de regenerare urbană Slănic Moldova, refacere, reabilitarea zidurilor, digurilor ce dispun și podurilor de sprijin și podurilor aferente fărului Slănic, cu amenajarea falezei, a infrastructurii pietonale, dotarea cu mobilier urban inteligent, supraveghere video și zone pentru activități culturale creative, evenimente, târguri. Dacă sunt discuții aici, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul investițional Regenerare Urbană Slănic Moldova, constituire și dotare complex sportiv în vederea găzduirii de evenimente sportive, dar și culturale educative creative, cu participare inteligentă aferentă. Că nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul investițional reabilitarea, modernizarea infrastructurii de captare și transportul apelor minerale, infrastructurii pietonale a zidurilor de sprijin,
a podurilor aferente din zona izvoarelor minerale și a spațiilor de joacă, fitness și refacerea, reconstruirea sălii de cură pentru izvoarele minerale. Dacă sunt discuții aici. Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Abținere, împotrivă, unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind introducerea unor bunuri imobile în inventarul bunurilor ce aparțin mediului public al orașului Slănic Moldova. Am discutat deja pe comisie aici, dacă sunt alte discuții. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abținere, împotrivă. Declar ședința închisă.